Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM Smart People, Virgilianțu, să vorbim un pic despre televizorul ăsta. Despre emisiuni, despre ce apare, despre mesajul care iese din acel mic pătrat ecran. E o discuție care pe mine mă aprinde și, mă rog, pot să-ți mărturisesc acum că eu am fost un norocos și, mă rog, am și ales treaba asta după ce am avut șansa să încep cu Vrei să fii milionar, să fac televiziune, apoi am ales să nu fac anumite lucruri. O să spun acum un lucru care sună ciudat. Nu mă consider a face parte din lumea televiziunii. Ceea ce am făcut eu cu noroc, formatele pe care le-am prezentat mi-au adus o satisfacție enormă. Dar ce se întâmplă în televiziune și în lumea televiziunii nu vreau să facă parte din viața mea. De asta poate că am avut, nu știu, profesional am avut și de suferit și m-am bucurat că am putut să aleg cu anumite presiuni, cu anumite întâmplări nefericite, dar niciodată n-o să fac ceea ce nu mă reprezintă sau un lucru de care a doua zi n-aș fi mândru, nu că mi-ar fi rușine. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.